În numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, astăzi Biserica prăznuiește două evenimente cuprinse în pericopele evanghelice deodată. Întâi, Evanghelia zilei, ceea ce numim Sărbătoarea Duminicii, în care Sfântul Evanghelist Matei ne relatează încă o asemănare a Împărăției lui Dumnezeu ca unui împărat care face o nuntă. Aici, în mod voalat, este vorba de Apocalipsă. Și pentru că suntem la capitolul Apocalipsă, am să pun esențialul tocmai pe ceea ce mă interesează pe mine. Se termină Evanghelia foarte frumos și sublim. Prietene, ce cauți aici dacă haina nu ți este de nuntă? Ați văzut ce frumos încheie Evanghelia? Ce deduci din aceste câteva cuvinte? Că nimic necurat nu poate intra în Împărăția lui Dumnezeu. Ca drept dovadă, că atunci se spune, luați-l, legați-l și dați-l în întuneric cu cel mai din afară. Și dacă tot suntem la capitolul haine de nuntă, ce fel de haine de nuntă purtăm noi, creștinii ortodoxi? Cea din tâi haină de nuntă este haina Sfântului Botez. Dă mie haină luminoasă, cel ce te îmbraci cu lumina, ca și cu o haină. Apoi, o altă haină pe care a îmbrăcat-o Hristos și ne-a lăsat-o nouă, se numește haina smereniei. Ce a făcut Hristos? S-a smerit pe sine până la moarte pe cruce. Și spune Sfântul Atanasă cel Mare, ca să ne facă pe noi împărați, sau să ne aducă la starea de împărat, a luat el chip de rob. O altă haină este haina pocăinței. Ce înseamnă haina pocăinței? Să-ți plângi păcatele tale. Acum, la capitolul plâns, v-am explicat de foarte multe ori. Nu trebuie să vezi babele cu batista în mână cum să smiorcăiesc. Nu acela-i plâns, ăla-i plânsul biologic. Să ai plânsul inimii, să ai părerea de rău, să ai vameșul în tine, milostiv fii mie păcătosul. Doamne Iisuse Hristoase, Fiul Dumnezeu, miluiește-mă pe mine păcătosul. Și ultima haină este haina dumnezeirii sau strălucirea duhovnicească dobândită în lucrarea de sfințenie și înaintare în har prin puterea Duhului Sfânt. Despre această haină o să ne oprim noi și o să vorbim astăzi, nu înainte de a consemna o altă valoare și a pune modelul absolut de haină dumnezească, acelea ce noi îl numim prorocul și botezătorul și înainte mergătorul Ioan, cel care a fost numit sau supranumit cel mai mare om născut din femeie și înger în trup. Astăzi sărbătorim cu precădere ce? Trecerea din viața pământească în viața cea cerească a Sfântului Ioan Botezătorul, decapitarea lui, decapitare, dacă vreți, astăzi este o evanghelie a crimei. Și ce vedem în tabloul sinistru de astăzi? Ați observat, chiar și natura plânge la o asemenea sărbătoare și știți că în tot anul această sărbătoare vremea este sobră sau se schimbă. De ce? Pentru că în Evanghelia de astăzi constatăm imaginea de ansamblu și mărșăvia lumii în care trăim. Dezmățul care îl avem pe 60 de ecrane la televizor pe fiecare post de cap. Distracția care la ora actuală nu se mai face în castelul împăratului, ci din castelul împăratului se dă poruncă ca discoteca, mă rog, shop-ul, cazinoul, toate să fie pline, plaja, restaurantul și așa mai departe. Desfrâul, ce spune Ioan Botezătorul? Nu se cade să iei pe femeia fratelui tău Filip. Deci vine în contradicție cu legea Sfintei Scripturi și cu taina nunții,
care nici nu era încă instituită de Hristos la taina Galilei, la taina, la nunta din Cana Galilei, și ce ne arată? Ne arată că nu se cade rudele între ele să curvească. Nu pot fi familie. Și ce făcuse Irod? Luase de nevastă pe Irodiada, femeia fratelui Filip, pe cumnată sa. Și e la modă și azi, nu e o noutate. Un alt lucru, jurământul fals. De ce vă spun jurământul fals? Pentru că chiar Sfânta Scriptură ne spune să nu te juri nici pe cer, nici pe pământ, nici pe dar, nici pe altar. Ce ți este ție da, da, ce ți este ție nu, nu. Cei mai mult de la satana. Ca drept dovadă că lucrarea satanei s-a și împlinit, s-a văzut că noi oamenii, ticăloși fiind, facem jurăminte și indiferent că sunt drepte sau strâmbe, ne cufundăm în ele. Și începem să ne oropsim noi prin cuvintele proprii și apoi mai târziu ne plângem. De ce băiatul e așa, de ce soțul e așa, de ce soția e așa, de ce nepoți așa, de ce copii așa? Pentru gura aceasta spurcată, numită gură, care vine și blestemă și leagă și dezleagă după bunul ei plac, așa cum v-am spus și odinioară cu filozoful și boierul care a adus la masă limba și ca cea mai bună carne și ca cea mai rea carne. Întâi a spus, limba binecuvintează, unește cerul cu pământul, iartă, leagă prietenii, mângâie, sfătuiește. Și când a spus cea mai rea carne, păi dar cine ponegrește mai urât, cine vorbește mai urât, cine batjocorește mai mult, cine blestemă mai mult decât limba? Deci ceea ce înseamnă că noi putem fi în același timp concomitent și vase ale Duhului Sfânt și vase ale satanii. Vase ale Duhului Sfânt când se odihnește, mila păce întru noi, adică când Duhul Sfânt stă în inima noastră și se împlinește cuvântul din Scriptură, dă-mi inima ta să-mi fac locaș în ea, și vase ale satanii, cum spune Ioan Gură de Aur, sufletul tulburat, e tronul dracului. Deci când vezi omul că urlă, izbește, trântește, farmă, sparge, lovește, n-are stăpânire de sine, dracul stă călare pe el și îl chinuiește. Un alt lucru care trebuie să iasă din Evanghelia de astăzi este și acesta. Măsura mărturiei umane în fața realității absolute. Ce face Irodiada? Se folosește de vicleșul, cucerește inima lui Irod, care este, și aici vă fac o atenție, foarte bine Evanghelia de astăzi ne pune în față tabloul omului curvar, omul căzut în concubinaj care face orice compromis. Deci de vreme ce Irod călărea această Irodiadă, cumnata lui dezmățată, care îl lăsase pe fratesul, avea și obligații față de ea. De aceea toți bărbații sunt sfătuiți atunci când dau de câte o panaramă, ca să nu-și strice casa, să nu facă făgăduințe. Să-și aducă aminte că are acasă copii și familie și soție și rost prin taina cununiei și să nu umble Lela pe la alte femei, care în clipa când îi prind în mână, primul lucru ce îi cer? O făgăduință. Dar promitem că rămâi cu mine, dar spunem că dai divorț de ea, dar spunem că faci partaj, dar spunem că iei bani, dar spunem că te răzbuni. Și în felul acesta, după ce obține toată această poveste, după aceea îl distruge propriu zis pe cel pe care l-a băgat sub jurământ. Pentru că dacă vom citi Evanghelia cu de amănuntul, vom găsi așa. În clipa când Irod a dat petrecerea, știind că Irodiada era o fatalistă în ale dansului, a spus așa, fă un dans din acela cum numai tu știi să faci. Și în clipa în care s-a dezmățat femeia în toată splendoarea ei, a spus, poți să-mi faci o făgăduință? Și îți voi da orice până la și jumătate din împărăție. Deci, vedeți, până unde mergea mintea îngustă și pierdută. Și în clipa următoare, fatalismul se transformă în crimă odioasă și spune așa, nu vreau nimic, vreau capul lui Ioan Botezătorul, chiar aceea pe tipsie. De ce? Pentru că și fiica Irodiadei dansase mai frumos ca măsa. Și n-a știut ce să-i ceară împăratului. Și atunci s-a dus la măsa. Mamă, ce să cer? Asta cer! Și în clipa următoare, adevărul revelat omului Dumnezeu,
cel care văzuse cerurile deschise, care botezase oamenii, care le îi povățuise și le arătase calea spre noua lege a Harului, stătea în temniță legat, iar fără de legea dănțuia. A fost decapitat, iar capul pus pe tipsie. Și spun mai departe istoricul Flavius și cu Egesip, că așa tăiat capul botezătorului, limba rostea mereu aceste cuvinte. Nu se cade să iei pe femeia fratelui tău, Filip. Nu se cade să iei pe femeia fratelui tău, Filip. Și de ciudă nenorocita de Irodiada spărgea limba botezătorului cu acu, în ideea că va tăcea. Deci iată mărturia celui mai mare om născut din femeie, că desfrâul și incestul sunt păcate care despart de Dumnezeu. Și aici m-am oprit eu, că am sărit o frază. Și auzind Irod, s-a întristat, dar nu putea să-și calce jurământul care îl făcuse. Deci noi mai degrabă ne întristăm când ne aducem aminte că am greșit, decât să ne îndreptăm, dar continuăm din orgoliu bărbătesc sau din orgoliu feminin și din egoism personal, răutatea ducând-o mai departe până la distrugerea totală, pentru a ne împlini dorința și scopul pentru care ne-am avântat în acea mizerabilă, dacă vreți, aventură, fie ea de orice fel. Și un furt, și o afacere murdară, și un incest, și o înșelare în familie, și tot ce vreți mai departe. Deci astăzi este duminica criminalității. Așa învățăm să ucidem. Senin, calm, degajați, fără nici cea mai mică urmă de discernere și de conștiință și de părere de rău, și tot ce stă împotriva noastră sau nu-i cu noi, trebuie dat la o parte. Iată, în această sărbătoare a tăierii capului Sfântului Ioan Botezătorul, se face, dacă vreți, această nedreptate a cerului, pentru că Dumnezeu îngăduie ca acest mare profet să-și vadă, dacă vreți, împlinite profețiile și pe Fiul lui Dumnezeu la Iordan, unde deasupra lui vine Duhul Sfânt în chip de porumbel, el îi pune mâna în cap și îl botează și tot el își mărturisește și își propovăduiește propria mucenicie și este pecetluitorul celor două testamente. Dar în același timp avem și măsura omului desăvârșit, care se pune de-a curmezișul păcatului și se împotrivește până la sânge. Cum v-am mai spus odată, de femeia destrăbălată din bar, care își creștea copiii, încercând în același timp să evite și păcatul și să evite și pierderea copiilor prin ieșirea lor într-o societate murdară, dar își tixise pantofii cu cuie și atunci când nesimțiții puneau mâna pe ea, călca în acele încălțăminte ca să simtă durerea și nu pofta, să știe că face ceva bun pentru Dumnezeu. Spre deosebire de Irodiada, deci o mare diferență, aceea dansa cu toată nesimțirea și vrea să fie pe placul tuturor și să-i cucerească și cu fiică sa împreună, iar aceasta nu știa cum să câștige o bucată de pâine pentru copiii. Și de ce v-am pus antiteza? V-am pus antiteza pentru că în același timp, cum spun și Sfinții Părinți, femeia este limanul de mântuire a omului, este ușa Raiului, este maica vieții și este născătoarea neamului omenesc. De n-ar fi fost trupul femesc, n-am fi existat noi ca neam mai departe. Dar în același timp, la fel de bine pot fi cursa dracilor din iad, pot fi sursa tuturor destrăbălărilor, izvorul tuturor desfrânărilor și ușa iadului. Deci avem antiteza față în față. Irodiada, care pierde pe cel mai mare dintre oameni de pe pământ pentru orgoliu și vanitatea ei de târfă, și în același timp ai femeia păcătoasă din Evanghelie care plânge cu lacrimi la picioarele Mântuitorului și îi spală picioarele cu perii capului și îi șterge cu părul capului picioarele, și la care Simon Zilotul, cel care se simțea oarecum corect, spune de ar fi fost ăsta mare, ar fi știut ce s-a atinge de ea și ce fel de om este. Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos ne-a dăruit haina pocăinței și a spus așa: cine a greșit mult, mult îi se iartă, și cui s-a iertat mult, mult iubește. Acum sunt două unități de măsură. A greși mult ca să împlinim Scriptura sau a ne stăpâni mult să nu supărăm pe Dumnezeu?
Pentru că și una și alta sunt la îndemâna omului. Ne este lesne și să ne facem de cap și să spunem, vai Doamne, numai că aici psalmistul David spune frumos, pe vicleanul răște Domnul, deci cei ce viclenesc vor pieri, să nu crezi că îl poți prosti pe Dumnezeu, las ca să mă pocăiesc la bătrânețe, pentru că nu ți-a făgăduit nimeni anii din față, cei din spate ei trecut. Și atunci e bine să fii sub porunca, privegheați și vă rugați că nu știți vremea când puteți cădea în ispită. Iată, Irod a căzut în ispită cu toată înțelepciunea lui când în fața Irodiadei, o femeie destrăbălată care l-a sedus până la uciderea botezătorului. Și acum întrebarea mea rămâne simplă. Credeți că Irod era atât de prost? Nu. Irod era mai inteligent decât credeți dumneavoastră. Era fiul lui Irod cel mare. Și tatăl său îi povestise cum pentru acest Iisus a trebuit să taie 2000 de 14.000 de prunci și mai mult. Numai în ideea de a nu pierde împărăția care a lăsat-o celor trei fii, care dintr-o dragoste nesăbuită și nebună a împărțit-o și pe aceea în trei, numai să-i sature pe toți. Pentru că nu era numai Filip și cu Irod celălalt micu, Arhelau, era și încă un al treilea, deci care și el stăpânea, mai era Irod Idumeul, deci copilul, dar mai era încă un frate al lor care stăpânea și el împărăția. Și atunci tatăl s-o împărțise pentru toate trei odraslele între ei, așa cumva când și Moldova era împărțită între fiul Alexandru cel Bun, Moldova de sus și Moldova de jos. Dar ea era o singură țară, ei. Și Irod povestise fiilor săi cu viclenia lui de vulpe bătrână și de porc bătrân cum ucisese toți pruncii din Ierusalim până la 2 ani și mai jos, doar nu va veni cineva primejduitor împărăției. Și când s-a născut acest Hristos pe care Ioan l-a predicat în pustie, Ioan a fost și el la rândul lui victima aceleiași mânii a lui Irod, pentru că Elisabeta l-a dus în munte, muntele s-a deschis și a înghițit-o pe mamă, a stat acolo în peșteră mâncând din finic în ținutul Iudeei, în pustia Iudeei. Și după ce a avut vreun anișor, apoi a fost hrănit de înger cu mană și crescut și educat și învățat regulile societății. Deci n-a făcut abecedar și științe politice. Știa cum trebuie să fie vameșul, știa cum trebuie să fie soldatul, știa cum trebuie să fie negustorul, cum trebuie să fie omul cinstit. Despre fiecare avea o măsură. Dar avea și un defect Sfântul Ioan Botezătorul. Credea că toți trebuie să fie sfinți sau credea că dacă și predică pocăința, lumea se-și îndreaptă. Nu e adevărat. La om îi vorbești ca la gard. Îi spui și azi, îi spui și mâine, îi spui și poi mâine, îi spui și răspoi mâine, dar nu toate cuvintele ating urechea și inima. Unele intră pe urechi și ies din urechi, altele ajung la inimă. Și iată că așa s-a întâmplat că Ioan Botezătorul, predicând pocăința, n-a ajuns și la urechea lui Irod cel tânăr, fiul lui Irod cel mare, și atunci, prin jurământ fals, s-a trezit decapitat, și spune finalul Evangheliei, și venind ucenicii nascunți, i-au luat trupul și l-au îngropat, și știți că prima aflare și a doua aflare este pe muntele Elionului, unde e mănăstirea rusească de astăzi de Maici, unde a fost descoperit capul înainte botezătorului Ioan, iar acum este la un muzeu din ăsta istoric din Franța, pus sub pază, pentru că acolo-i ajuns prin ce împrejurare cu cruciații, când au fost marile răzbunări ale poporului de apus asupra Orientului și a Răsăritului. Deci când au fost perioada cruciaților, în special cruciada a doua, lui Ioan Vecus, aia a fost cea mai periculoasă. În momentul în care Ioan Botezătorul vine ca un model absolut a ne arăta ce înseamnă haina dumnezească, ne întoarcem ușor în Evanghelia de astăzi și spune așa, că în momentul în care a făcut nuntă împăratul, a trimis pe slugile sale să cheme pe toți la nuntă. Ce este nunta? Sfânta liturghie de astăzi pe care ne-o dăruiește Hristos tuturor oamenilor care frecventăm biserica și a celor care ar trebui să o frecventeze. În momentul în care au auzit chemarea, fiecare s-a răspândit în ale sale. Unul în târg, unul în piață, unul în obor la lemn, unul în discotecă, unul în pat doarme, altul în baie face duș, unul la munte, la iarbă verde și așa mai departe.
n-au ținut cont de ceea ce a spus stăpânul. Dar, în schimb, fiind sâcâiți mereu cu aceeași chemare, la un moment dat le-au prins pe slugi, le-au bătut și le-au omorât. Ce este aici? Este imaginea de după înviere a primelor 3 secole, aproape 4, ca să luăm așa, până la împăratul Constantin, 321-25, deci când a fost și sinodul și edictul de la Milan, prin 313 sau 12. Ei, în această perioadă, acel a împăraților păgâni, de la Nero la Dioclețian, a început decimarea și uciderea ortodoxiei sau a fost vie biserica din catacombe. Deci aceasta este perioada muceniciei. Aici, asta ne arată Evanghelia de astăzi. E o radiografie a Apocalipsei. Văzând însă Dumnezeu toate acestea, a trimis pe celelalte slugi, pe cine? Pe Sfinții Apostoli. Și prin Sfinții Apostoli ce a trimis? Clerul și biserica. Așa spune, că pe unde treceau apostolii, hirotoneau episcop și puneau preoți în biserică și rântuiau slujbe și altar. Numai bietul Pavel a făcut vreo 3 călătorii mesianice și a umblat, dacă vreți, prin toată Europa, mai degrabă, ca să folosim un termen, toată Mediterana. N-a rămas loc necălcat de epistolele apostolului Pavel și de învățăturile lui. În momentul în care i-a trimis, a spus așa, mergeți peste tot, în piețe, în târguri, la garduri, în intersecții de drumuri. Deci la ce se referă lucrul ăsta? La locurile cele mai aglomerate, adică predicați oriunde, nu contează, oriunde vorbiți de cuvântul lui Dumnezeu. Și spune că, mergând deci la toate răspântele drumurilor, pe cât veți găsi, chemați-i la nume. Și ieșind slugile acelea la drumuri, au adunat pe toți câți i-a găsit. Și uite ce frumos spune. Și buni și răi. Și s-au umplut casa nunții cu oaspeți. Așa se umple și biserica noastră. Și cu copii, și cu bătrâni, și cu tineri, și cu drepți, și cu păcătoși, și cu strâmbi, și cu perfizi, și cu ticăloși, și cu nemernici, și cu bandiți, și cu borfași, cu tot ce vrei. Dar Hristos nu dă pe nimeni afară. A spus așa, pe cel ce vrea să vină la mine, nu-l voi da afară. N-am venit să judec lumea și să o pierd, ci să o mântuiesc. Deci asta a spus Hristos. Și iarăși a spus Hristos, milă voiesc chiar nu jertfă. Dacă am pune un butuc și o bardă la ușa bisericii, am începe în ordinea faptelor. Tăiem capul la desfrânați, la desfrânate, la hoți, la tâlhari, la bandiți, la ticăloși, la vicleni, la perverși. Dar în Evanghelie Hristos a atenționat să nu smulgeți niciodată spicele până nu se coc și neghinele. Ca nu care cumva smulgând neghine să vă tămați și spicele de grâu. Și atunci vine ploaia peste buni și peste drepți. Vine soarele peste drepți și peste păcătoși. Vine urgia și peste cei buni și peste cei răi. Spune în Apocalipsă, 2 vor fi la moară, una îți va lua, una îți va lăsa. 2 vor fi pe casă, unul îți va lua, unul îți va lăsa. 2 vor fi în pat, unul îți va lua, unul îți va lăsa. 2 vor fi la țarnă, unul îți va lua, unul îți va lăsa. Și tot așa. De ce? Aici poate apare următorul fenomen. Poate fi luat cel rău și lăsat cel bun, sau poate fi luat cel bun și lăsat cel rău. Și dacă vă duceți așa și aruncați o privire prin cimitire, este un lucru foarte frumos. La ora actuală, într-o Românie modernă, democratică, globalistă și figurantă din punct de vedere al culturii și gândirii științifice, singurul loc de revenire în sine sunt cimitirele. În clipa în care intri într-un cimitir, și te uiți cât de nostalgice și de frumoase sunt fotografiile de pe cruci și tot felul de slove de duc și atmosfera aia de liniște și flori și bare și borduri și cruci mai mari și mai mici și grilaje și acolo domnește o pace adâncă. Ei, încep să vezi unde stă slava bietului pământean. Unde stă casa cu 50 de camere, unde stă
garajul cu 30 de mașini, unde stau conturile alea care obosești să le numeri cifrele și sumele. Că de fapt ce facem? Noi trecem dintr-un examen în celălalt, dintr-o lume spre cealaltă și ne pregătim de întâlnirea cu Hristos, de ieșirea la nuntă. Și ce facem de fapt? Ne pregătim spre apocalipsă. Și unde am vrut să ajung? De ce v-am trimis în cimitir? Veți vedea că sunt foarte mulți oameni tineri. Veți vedea că sunt foarte mulți copii, foarte multe mame, foarte multe fete. Ceea ce înseamnă că moartea nu are o vârstă, repet, și nu are o lege. Moartea trece și seceră, nu ca în poveștile ateie cu Ivan Turbin, că anul ăsta să-mi iei copii de 3 ani și la anul să-mi iei oameni bătrâni. Nu. Intră pe o străduță și ia de aici o babă, ia de acolo un bărbat desăvârșit, ia de acolo un prunc de țâță, ia dincolo un tinerel, dincolo un copilaș și îi se pare că e de ajuns pe strada asta, intră pe cealaltă. Și dacă vreți ca să înțelegeți un fenomen științific, de aceea avem sondaje și cercetări cu satelitul, într-o secundă pe glob se nasc 3 sau 4 oameni și mor 5 sau 6 în fiecare secundă, deci să țineți minte, pe globul pământesc. Vă dați seama ce schimb cadent și precis de viață și moarte. Deci, ce schimb perfect. Unul vede lumina soarelui, altul vede întunericul pământului. Unul vede lumina soarelui, altul vede întunericul pământului. Dar secundă de secundă, de când eu am zis unul, deja 4 au venit, 5 au plecat, 6. Deci, asta este viața pe pământ. Și atunci nunta este într-o continuă petrecere. Unii se pun la masă, alții se ridică. Unii se așează la masă, alții se ridică. Unii meseni sosesc, alții călătoresc. Dar printre toate stă stăpânul acelei nunți și observă, dacă ați văzut din tradiția populară, nepoftitul n-are scaun, să spune în proverbul popular. Și spune așa, prietene, iată ce frumos îi se adresează, prietene, pentru că e la nunta lui. Și unde mai găsim un asemenea prieten? În Evanghelia bogatului cu săracul Lazar. Zice, părinte Avrame, deci cum să îndrăznească bogatul să-i zică lui Avram, părinte, că el nu i-a respectat odată legea. Ce părinte Avrame, lasă pe Lazar să-și ude degetul și să-mi dea să mă răcoresc, că rău mă perperesc. Și ce frumos îi răspunde la modul ironic Avram bogatului. Fiule! Auzi ce frumos, fiule! Adu-ți aminte că pe cele bune le-ai luat în viață, iar acum trebuie să le primești pe cele rele, pe când la Lazar invers. Deci același lucru și aceeași ironia sorții este și în Evanghelia de astăzi. Prietene! Haina, repet cu ce am început, nu ți este de nuntă. Acum întrebarea mea rămâne, ce înseamnă haina de nuntă? Tot în Sfânta Scriptură avem argumentul. Cum te va găsi moartea, așa te va lua. Spune o carte numită Biblie. Și tot în Scriptură spune, în ce te va găsi, într-aceea te va judeca. Ia să vedem despre ce e vorba aici. Cum te va găsi moartea? Și trebuie să știți lucrul ăsta. Unul muncește toată viața și e credincios, dar moare la bufet cu sticla în buzunar. Ia lui sarsailă pentru totdeauna, ca să știți să nu vă bateți cap. Unul a fost cu minte toată viața, dar s-a spânzurat. Ia lui sarsailă, nu vă bateți cap. Unul a postit și s-a rugat toată viața, dar a mâncat, a crăpat mâncând mâncare de dulce în post. Ia lui sarsailă, să nu vă creați nicio problemă. Și să țineți minte lucrul ăsta. Unul a amăgit toată viața lui și spre bătrânețe Dumnezeu i-a rupt ori un picior, ori o mână, ori i-a mai dat așa câte o varză prin stomac, știți la ce mă refer, la boala de cancer. Și deodată îl aduce cu picioarele pe pământ la trezvie și îl vezi spovedit, împărtășit, măsluit, rugat, închinat, evlavie, lacrimi, părere de rău.
Și la noi, la români, există proverbul celebru, popular. Când vrei să te răzbuni pe cineva că e om prost și mărlan sau nu-i serios sau e un om ticălos, îi spui așa. Băi, din aia avea parte de popă la moarte. Ei, iaca ăla este, de fapt, cuvântul care spune haina nu ți este de nuntă. Deci te-a prins vremea nepocăit, nepregătit, neîmpăcat cu soarta și cu Dumnezeu. Și de ce vă fac să înțelegeți lucrul ăsta? Să nu credeți că vă spun din burta mea. Un ucenic merge într-o zi la Ava și îi spune: Părinte, am greșit. Dumnezeu să te ierte. Merge a doua zi și îi spune: Părinte, am greșit. Dumnezeu să te ierte. A mers a treia zi: Părinte, am greșit. Dumnezeu să te ierte. S-a dus în altă zi foarte amărât, rupt sufletește și a spus: Părinte, am căzut. Ridică-te. Iarăși în altă zi: Părinte, și iarăși am căzut. Ridică-te. Părinte, mi-e și rușine să-ți spun, iar sunt căzut. Iar îți spun, ridică-te. Și cu un aer și de frică, dar și de îndrăzneală, întreabă: Dar până când să mă ridic, părinte? Până la ușa mormântului. Și ce îi spune bătrânul după ce îi spune acest cuvânt? Nu este important la Dumnezeu de câte ori cază în viață. Important la Dumnezeu este să te găsești în picioare în clipa chemării. Ați înțeles? Nu-L interesează pe Dumnezeu câte țigări ai fumat tu. Îl interesează să nu fii fumător în ceasul morții. Asta îl interesează. Nu-L interesează că ai fost tu curvar. Să nu fii curvar în ceasul morții. De ce? Că în ce te va găsi moartea, între aceea te va judeca. Și iarăși spune că o domniță din asta, o tinerică luată cu păcatul, avea un frate monah. Și ce a trecut lui odată prin pustie, prin minte, măi, mă duc, zice, să văd ce-o mai fi făcut sorul meu asta, că rău s-a pierdut. Și a ajuns la casa de randevu, acolo unde era dezmățul, a chemat-o afară și a zis: Surioară, haide în pustie că ești la pierzare. Și a zis: Să știi că chiar îmi pare rău de ceea ce fac, ia-mă cu tine. Și îi spune că lucrul, dar nu poți să mergi așa dezmățată. Du-te, ia-ți ceva pe tine. Nu. Dacă eu mă întorc acolo, nu mai ies. Dă-m rasa ta, tu ia-o înainte și eu vin în urma ta. S-a dezbrăcat el de rasă, i-a dat să-și ia pe ea, că era goală, mă rog, dezmățată. Și el a luat-o înainte ușurel, dar ea, mergând prin pustie, s-a lovit la un picior. S-a scurs sângele pe parcursul călătoriei și la un moment dat, căzând jos, a murit. Ăsta când a întors capul, nu, i-a crezut că s-a întors la casă. Fugind repede a ajuns și a dat de trup, dar în timp ce era preocupat unde s-o îngroape și se chinuia în pustie acolo să caute, să dea la o parte pietrișul, grohotișul ăla, să-i facă o groapă și să o acopere, vede o ceartă în văzduh între draci și între îngeri. Și ce spuneau dracii? Nu, că ea noastră, toată viața a fost spurcată. Și îngerii spuneau, nu știu dacă e chiar așa, să vedem ce spune stăpânul nostru, că el ne-a trimis să veghem acest suflet. Și dracii spunea, nu e adevărat, cum adică? După ce fel de drept judecător e ăsta? Toată viața stă și se destrăbălează și acum când a murit, gata, ea voastră? Și atunci se aude glasul lui Dumnezeu care spune: deschideți gura ei și citiți ce scrie pe limba ei. Și ce scria pe limbă? Frățioare, dacă mă iei acum să plecăm, m-am salvat, dacă mă întorc, m-am pierdut. Și acel cuvânt a cântărit că toată pocăința care o face mătușa Ileana cu sacoșica la biserică, cu prescura și cu coliva, pentru că ea vine în biserică. Tranca fleanca, tranca fleanca, tranca fleanca, ai văzut cu tare cu curul gol, ai văzut cu tare îmblădezmățat, ai văzut cu tare descoperit, ai văzut cu tare s-a băgat în față, ai văzut cu tare, cu tare. I-ai o permanent, de fapt ce se întâmplă? Dumnezeu s-a pensionat și le-a dat femeilor această judecată să o ducă mai departe, ca nu cumva până se întoarce el la serviciu să rămână lumea nejudecată. Și una din vâm se numește a întâia sau a 16-a, a clevetirii. E cea mai grea vamă.
Deci acolo se oprește majoritatea. Că așa se spune că iadul e pavat cu limbi de femei și cu intenții bune. Intențiile bune sunt ale bărbaților, că ei în fiecare zi se pocăiesc, dar nu în ziua aia, în următoarea. Iar femeile atât de mult vorbesc încât iadul poate fi căptușit, cum se pune pe casă rigipsul și scârțul ăla să nu fie frig. Ei, de ce lucrul ăsta? E cel mai greu păcat să porți grija cuiva. În momentul în care te pocăiești și îți plângi păcatul tău personal, te-ai mântuit. De aceea, tot în opera asta patristică a vieților sfinților și a minunilor Maicii Domnului, se spune că într-o vale adâncă undeva, era doi pusnici, unul uitat de lume și sărac și amărât și vai de capul lui, n-avea pe nimeni. Nu s-o omora nici cu pravila, nici cu canonul. Dar stătea acolo și își vedea de treaba lui. Celălalt sporit, când venea câte un creștin, așa cum veniți voi la Vlădiceni, spunea să nu te duci la ăla, că ăla n-are lucrare, lasă, vin aici la mine, că eu stare. Și ăsta mai judeca, tot spunea, uite, ăla nu face pravila, ăla nu face slujbe, nu trage clopotul, nu s-aude rugăciune, nu s-aude la el nimica, la mine veniți, că eu fac tot. Și când a fost un alt pusnic, un al treilea sporit, a văzut moartea celor doi. Întâi a murit cel sporit. Și a văzut cum un câr de draci duceau sufletul la cer pentru judecată. Și s-a spăimântat și a zis, Doamne, minunate sunt lucrurile tale și niciun lucru nu i-a ajuns la lauda minunilor tale. Ce-o fi asta? Și i-a zis îngerul din cer, nu mai cerceta cele ce le vezi la vedere. Lasă, ai răbdare ca ai să le vezi pe cele lăuntrice. A mai durat vreo săptămână și a murit și puturosul. Și când a murit cel puturos, pusnicul ce a văzut? A văzut la un moment dat o mulțime de îngeri cum duceau sufletul la cer. Și a spus, Doamne, asta e cu neputință. Da? Ce-i cu neputință la oamenii, cu putință la Dumnezeu? Și s-a rugat acel pusnic și a zis, Doamne, descoperă mie taina aceasta, pentru că acum sunt complet derutat. Chiar asta nu mai știu ce înseamnă. Și ce îi se descoperă pusnicului? Cel care clevetea, când a ajuns în fața Maicii Domnului la judecată, pentru că ea e ocrotitoarea călugărilor, dacă mai citiți prin acoperământ. Și iarăși spune chiar și la Mântuitorul Iisus Hristos, bucte lauda monahilor celor cuvioși. Când a ajuns în fața Maicii Domnului, el a dat să se laude, păi eu am făcut, eu am dres, eu sunt mare, eu sunt tare, cine ca mine, adică cum, uite câte fapte bune. Dar clevetirea aia tot a apăsat algerul ăla și tot îl ducea în jos. Și a zis, Maica Domnului, poți să-l ierți fiul meu? Păi cam nu pot să-l iert, Maica mea. Păi zice, vezi că la el clevetirile sunt mai rele ca faptele bune. Și a zis Maica Domnului, oare nu este vreo mângâiere din Scripturi? Și atunci Mântuitorul Iisus Hristos îi spune, da, există un stih al Scripturii care pentru el nu-i mângâiere, ci cea mai mare osândă. Cine judecă pe aproapele mai înainte de Hristos, antihrist este. Așa că aveți toți câte un chip în frunte, fără să vi-l mai pune de la București, cu biometru. Deci ați înțeles? Ăla e cel mai al dracu chip care îl avem noi implementat, sub limbă. Cu aia urzim toate spurcăciunile pământului. De acolo inventăm tot ce vreți. Clevetiri, țesături, îmbârligături, șorticăreli, măgării, mizerii, afaceri, compromisuri, denigrări, calomnii, batjocorii. N-avem treabă. Deci cine judecă mai înainte de Hristos, antihrist este. Și s-a dus bătrânul sufletului în ea. Și a ajuns și cel păcătos în fața judecății Dumnezeu, cel leneș, și a zis Maica Domnului, o, fiul meu, mângâie-te spre el cu mila ta, pentru că e un suflet neputincios. Nu pot, Maica mea, că a fost leneș, n-a făcut nimic din lucrarea care a avut-o. Și Maica Domnului îi spune, oare nu există în Scripturi ceva care să mângâie sufletul lui pierdut? Și dacă Hristos e adevărul, nu putea minți. Și a spus, da, o, Maica mea, el are și el un stih care cu adevărat îl va mângâia.
nu judeca să nu fii judecat. Și nejudecând pe nimeni, nu l-a judecat nici Hristos, ci a dat drumul să se ducă la odihnă. Deci iată cum s-a eliberat de chipul biometric. Ați văzut? Simplu. Vezi păcatele tale, că așa e în postul mare o rugăciune. Doamne și Stăpânul vieții mele, Duhul trândăvirii și a iubirii de sine și de stăpânie și a grijă de multe, nu mi-l da mie, iar Duhul curăției, a răbdării, a dragostei, a gândului curat, dăruiește mie slugii tale. Așa, Doamne, dăruiește să văd păcatele mele, să nu o sândesc pe fratele meu, că binecuvântat ești în veci. Amin. Ați auzit de ea vreodată? Sunt sigur. Ei, aceasta este haina de la nunta de astăzi. Când vom avea haina pătată de sângele fratelui, a surorii, a maicii, a tatălui, a prietenilor, a semenilor, înseamnă că am avut treabă cu ei și nu putem intra în împărăție. Când haina noastră strălucește, dar are numai petele păcatelor noastre, vine psalmistul David și strigă: spăla-mă vei și mai vârtos decât zăpada mă voi albi. Amin.